Bună ziua, doamnelor și domnilor iubitori ai fotbalului din câmpul Mușcel și zonele limitrofe. Astăzi transmitem meciul de la Valea Mare dintre echipa locală AS Valea Mare și AS Godeni, joc contând pentru etapa a 6-a în cadrul ligii a 5-a la fotbal. Trebuie să vă spunem că această partidă începe cu o întârziere de 30 de minute. Din câte se pare, echipa gazdă ar fi făcut o contestație asupra unor jucători de la echipa vizitatoare a Segodeni și astfel centralul acestei întâlniri a fost nevoit să ia pe fiecare jucător în parte să îi verifice. Cu acestea spuse, haide să facem cunoscut cele două formații care se vor întâlni astăzi pe terenul din Valea Mare. Începem cu echipa oaspete. În poartă cu numărul 1, Gabriel Popa. Numărul 20, Cristian Ciortescu. Numărul 14, Cristian Tenase. Numărul 13, George Ștefănescu. Numărul 6, Dragoș Mitrea. Numărul 17, Ion Bărboi. Numărul 15, Romică Brătulescu. Numărul 3, Romică Jeanu. Numărul 10, Răzvan Romanescu. Numărul 4, Emanuel Văideanu. Numărul 9, Ovidiu Puiu. Antrenor principal la echipa din Godeni este nimeni altul Valeriu Ștefănică, fostul mare jucător al echipei de gloria Câmpul Lungului, Aro Câmpul Lung Mușcel. Echipa gazdă începe această partidă în următoarea componență. În poartă, Nicolae Grigorescu, jucător de câmp. Cu numărul 20, Alex Iacob. Numărul 4, Laurențiu Buduru. Numărul 14, Mihai Roanță. Numărul 11, Viorel Dumitrașcu. Numărul 16, Florin Oveșdanie. Numărul 2, Marius Velea. Numărul 8, Iulian Oveșdanie. Numărul 12, George Manole. Numărul 15, Florin Coman. Numărul 51, Cosmin Cotescu. Arbitrii acestei întâlniri sunt următorii: la centru, Ovidiu Dolerescu din localitatea Bughea de Jos, ajutat la cele două linii de asistenții Elena Richițeanu și Mihai Bădață. Observator de joc, Iosif Niculescu. Cu acestea spuse, să vă reamintim că în etapa trecută echipa gazdă AS Valea Mare Pravăț s-a deplasat la Inter Aninoasa, acolo unde a fost întrecută cu scorul de 4-1, iar gazdele de astăzi, AS Godeni, au stat. Așadar, oaspeții de la Godeni au stat. Așadar, oaspeții cu un joc mai puțin au o linie de clasament bunicică, să spunem așa, se află pe locul 10 cu 6 puncte, iar gazdele Valea Mare Pravă sunt pe locul 7 cu 7 puncte. A început meciul de circa 2 minute, echipa din Godeni a încercat acum mijlocașul Mitrea cu o pasă în adâncime, însă atent potarul Grigorescu a reușit să rețină. Sportiv Coman a dat mingea adversarilor. Ciortescu a încercat acolo cu capul. Coman. Fault.
tot Coman se pregătește să execute această lovitură liberă. Să vedem soluția pe care o va alege. Înalt în careu către o veșdanie. Resping fundașii echipei oaspete. Ștefănescu pasă în adâncime, respinge de acolo în ultimă instanță Dumitrașcu. Prima lovitură de colț a acestei întâlniri. Bărboi pe 6 metri au respins de acolo gazdele și Brătulescu a încercat un șut pe spate, însă mingea a fost prea slab și șutată și Grigorescu a reținut. Nu se înțeleg acolo atacanții de la Valea Mare. Deschidere foarte frumoasă a lui Ovejdanie Iulian pe partea stângă la Cotescu, însă ultimul s-a aflat într-o poziție evidentă de offside. Tănase urmărește această minge. Mai rapid Grigorescu plonjează și reține balon. Romanescu a scos o lovitură liberă. Ștefănescu pe partea stângă a încercat să-l găsească cu această minge pe Tănase. Coman face un fault și oaspeții repun repede mingea, însă Ciortescu a fost surprins și el în poziție de offside. Tănase, scos în centru la Brătulescu. Ovejdanie face fault și posesie pentru echipa oaspete. Tot jucătorul faultat execută această lovitură înalt în careul de 16 metri al echipei din Valea Mare. Mingea ajunge cu noroc la Brătulescu, incursiune pe partea dreaptă, însă este depusedat în ultima instanță de Laurențiu Budur. O nouă lovitură de colț pentru oaspeți. Bărboi execută această lovitură înalt în careul, resping de acolo gazdele Coman. Ovejdanie gazele construiesc un atac pe partea dreaptă. Celași Ovejdanie. Centrarea rămâne fără niciun fel de rezultat. Și asistăm la deschidere de scor.
Da. Tigana e lasă. Da, tigana e, da, te ca să te duci jos, să prea jos pe geam tine. Da. Așadar, în minutul 7 al întâlnirii de la Valea Mare. Da, nu mai știu de el bani, da. Da, așa, lasă să bate el. Oaspeții reușesc deschiderea scorului la o fază care nu anunța absolut nimic. Jucătorul cu numărul 20, Cristian Ciortescu, singur cu portarul Grigorescu, din colțul creu de 6 metri a șutat puternic la colțul lung, reușind să îl învingă pe goalkeeperul din Valea Mare. Acum gazdele foarte aproape de a restabili egalitatea. George Manole, singur la 11 metri, a fost deposedat în ultima instanță. Acum am observat în teren la echipa gazdă la Valea Mare se află doi jucători cu numărul 15. Florin Coman este jucătorul cu numărul 15, iar extrema dreaptă, tot de la Valea Mare, Cotescu Cosmin, are același număr, 15. Coman. Antrenorul oaspeților, Vali Ștefănică, așa cum îl știm, impulsiv cum era și pe teren, a ieșit la margine certându-și elevii. Oveșdanie Florin se joacă acolo cu apărătorii adversi și reușește să scoată o lovitură de colț. Tot Florin Oveșdania se pregătește să execute această lovitură. Înalt, în careu. Însă mingea este în afara terenului de joc. Repun de la margine oaspeții. Ovidiu Puiu. Romanescu. O pasă în lungă, respinge de acolo ca de fiecare dată. Dumitrașcu. Tot oaspeții sunt la minge. O neînțelegere acolo între Voideanu și Mitrea. Și capitanul echipei gazdă Velea a trimis mingea în grădinile din preajma terenului de joc. Foarte bine a scos acolo Brătulescu, însă nu se afla niciun coechipier al său în preajmă. Tănase pe partea dreaptă, l-a căutat pe Brătulescu cu această minge, însă a fost prea puternic și posesia a fost a echipei din Valea Mare pentru puțin timp, pentru că mingea șutată de Dumitrașcu a ieșit în afara terenului de joc. Mitrea cu o centrare lungă în suprafața de pedeapsă respinge același Dumitrașcu din fața lui Tănase. O neînțelegere acolo între Cotescu și portarul Grigorescu.
gazdele beneficiază de lovitură liberă de la jumătatea terenului. Coman înalt în careu, respinge de acolo jucătorul cu numărul 6, Mitrea. Stop frumos al lui Cotescu. O veșdanie. Dar nu, Manole a fost acolo obstrucționat și centrarul Dolerescu atent pe fază. Acord de lovitură liberă pentru gaz de Coman cu capul. Și la un pas, Banu, fault în atac, consideră Ovidiu Dolerescu. Alexandru Iacov a urmărit această minge și în încercarea de a o trimite în poartă l-a faultat pe goalkeeperul echipei oaspete, Gabriel Popa. Tănase, foarte frumos a scos până la Ciortescu. Puiu cerut un fault acolo la Romanescu, însă Ovidiu Dolerescu a lăsat jocul să continue și șutul lui Bărboi a fost respins în corner. Fault în atac, consideră centralul partidei. Repun gazdele prin Grigorescu. Manole șcat o pasă printre la Alexandru Iacov, însă atacantul echipei din Valea Mare a fost prins pe contrapie. Din nou oaspeți în atac, șut foarte puternic al lui Romanescu. Mingea a fost respinsă de Dumitrașcu. Coman faulta de Bărboi spre disperarea băncii tehnice a echipei din Godeni. Tot Coman se pregătește să execute această lovitură liberă. Face înalt în careu până la Cotescu. Cotescu are trimis în suprafața de pedeapsă. Foarte bine a fost blocat acolo Ciortescu. S-a anunțat din nou o fază periculoasă la poarta echipei din Valea Mare. Echipa oaspete mult mai incisivă, cu și-a creat mai multe faze la poarta lui Grigorescu. Se vede că au un antrenor priceput în persoana lui Vali Ștefănică. O veșdanie. Se grăbește o veșdanie, se repune de la margine, mingea îi revine, o bâlbâială acolo și Ciortescu o pasă printre în adâncime la Ștefănescu, însă atent Vele a reușit să respingă și acum o fază foarte frumoasă, scăpasă în prima fază. Un șut foarte frumos al lui Manole de la circa 25 de metri,
Mingea se ducea sub bară, însă Gabriel Popa cu un ultim efort a reușit să respingă peste transversală. Prima fază mai importantă la poarta echipei oaspete l-a avut în prim plan pe Manole. Cornul executat de Oveșdanie, același Manole a încercat cu capul, însă a făcut-o defectuos și oaspeții pleacă pe contraatac. Ciortescu, însă atent, portarul Grigorescu a ieșit dintre buturi și a respins mingea în aparatul de joc. Repun de la margine oaspeții, Brătulescu. Ștefănescu faultat de către Velea. Mijlocașul echipei oaspete a reușit să treacă în prima fază de Velea, însă capitanul echipei gazdă a revenit și l-a faultat destul de grosolan pe Ștefănescu. Așadar, lovitură liberă pentru oaspeți. Se pregătește să execute Tanase, capitanul echipei. Tănase pe jos și este 2-0. Ce gol a reușit Tănase pe jos la firul ierbii. Surprins portarul Grigorescu, n-a avut ce face decât să asiste neputincios la cum s-a dus mingea încet în colțul lung în... Așadar, în minutul 20 oaspeții și-au mărit avantajul. Cristian Tănase din lovitură liberă a dus scorul la 2-0 pentru oaspeți. Puiu, stop foarte frumos pentru autorul golului 2. Faultat Tănase la limita suprafeței de pedeapsă. Lovitură liberă pentru oaspeți. Se anunță foarte periculoasă, să vedem cine va executa. Ciortescu lângă balon. Ciortescu și Tănase. Să vedem cine va își asuma executarea acestei lovituri libere. Centralul Dolerescu așează zidul la distanța corespunzătoare. Ciortescu șut, tot pe jos, de această dată Grigorescu atent a reușit să rețină în doi timpi. Coman pasează pe partea stângă pe Oveșdanie, însă Savu este acolo și trimite în afara suprafeței de joc. Oveșdanie se pregătește să repună de la margine. O face până la Manole. Scoate în centru la același Oveșdanie, însă pierde foarte ușor mingea și pleacă pe contraatac echipa oaspete, însă mingea șutată de Ștefănescu a fost reținută de portarul
Grigorescu. Șut foarte frumos de la circa 30 de metri al lui Ciortescu. Mingea a trecut de puțin pe lângă vincul porții apărate de goalkeeperul Grigorescu. Frumos i-a furat mingea Romanescu acolo lui Răuță, însă a fost dublat foarte bine de Dumitrașcu și fundașul echipei din Valea Mare a trimis în afara terenului de joc. Manole faultat la în cercul de la jumătatea terenului. Execută repede gazdele. Coma a încercat pe partea dreaptă la Cotescu, însă atent Mitrea a trimis în afara terenului de joc. Repun gazdele de la margine. Manole și Aelan. Înalt, în careu, până la Coman. Ștefănescu. Tănase a încercat o diagonală, însă mingea șutată a fost prea puternică pentru Ciortescu și din nou posesie pentru gazde. Răuță primește de la Dumitrașcu. Manole ținut discret. Arbitru atent a dictat lovitură liberă pentru gazde. Velea. Oveșdanie, Iulian. Scos în centru până la Manole. Șutul acestuia a trecut mult peste poartea echipei din Godeni. Atent Dumitrașcu acolo a reușit să respingă. Mingea din nou la oaspeți. Romanescu a încercat să trimită printre la Ciortescu, însă fundașii echipei din Valea Mare au reușit să respingă. Cotescu, Manole, Coman pleacă singur, îl deschide pe stânga pe Manole, însă se dă din nou faul la portar. Pop a reușit să se prindă mingea, însă din inerție Manole l-a lovit pe goalkeeperul echipei vizitatoare. Thank you.
Și a revenit popa, s-a ridicat. Acuză o lovitură la mâna stângă. Primește îngrijiri medicale de la medicul echipei. Da. Dumitrașcu a degajat slab, mingea a ajuns la Ștefănescu și șutul acesteia a trecut puțin peste transversala porții lui Grigorescu. Așadar ne aflăm în minutul 30 al primei reprize, în continuare Ase Valea Mare, Ase Godeni, 0-2. Ovejdanie foarte frumos a scos acolo până la fratele lui Ovejdanie, Florin. Acesta îl vede pe stânga, liber pe Coman, fentă frumoasă lui Coman, șut puternic a acestuia, puțin pe lângă stâlpul din dreapta porții apărată de Popa. O fază frumoasă creată de jucătorii de la Valea Mare. Însă, așa cum spuneam, șutul puternic din interiorul carelui de 16 metri al atacantului Coman a trecut puțin pe lângă stâlpul din dreapta porții lui Popa. Coman la minge. Ovejdanie respinge Savu. Manole. Foarte frumos la Ovejdanie, șutul acestuia a fost parat de portarul Popa. Șut al capitanului Velea. Mult peste poarta celor de la Godeni. Foarte frumoasă intervenția golkeeperului din Godeni. Și-a salvat echipa de la un gol iminent la șutul lui Ovejdanie. Pune de la margine Buduru până la Velea. Însă îi fură mingea Romanescu. Din nou Dumitrașcu reușește să îndepărteze pericolul. Repunerea de la marginea lui Ovidiu Puiu rămâne fără rezultat, mingea ieșind în afara terenului de joc, repune mingea în joc Grigorescu. Coman se înalță și trimite cu capul către Ovejdanie, Florin. Alexandru Iacov îi trimite lui Coman, acesta scoate în centru până la Velea. Capitanul echipei din Valea Mare pierde mingea, dând posibilitatea oaspeților să plece din nou pe atac. Șut, de fapt o încercare de șut a lui Tănase. Foarte frumos de la 20 de metri șutul lui Bărboi din prima a trimis puțin peste transversala porții lui Grigorescu. De puțin a lipsit să asistăm la un gol frumos aici pe stadionul din Valea Mare. Se bate Coman acolo pentru minge. Ovejdanie. Din nou Savu respinge din fața lui Alexandru Iacob. Velea. Iacob. Mingea a fost foarte
prea puternic trimisă și atacantul echipei din Valea Mare scapă mingea în afara terenului de joc. Echipa din Godeni este mult mai bine organizată, pasează foarte bine. De mult n-am mai văzut o echipă la acest nivel să aibă un joc atât de bun și perfect cum îl are echipa din Godeni și cu siguranță acest lucru îi se datorează în mare parte antrenorului Vali Ștefănică, dar bineînțeles și calităților unor jucători. S-au ciunit acolo, au dat cap în cap Răuță și Bărboi. Jucătorul echipei gazde se resimte mai rău, de altfel el a rămas și întins pe gazon. Intervine medicul echipei și îi acordă primele îngrijiri. Să sperăm că nu este ceva rău. Jucătorii celor două echipe au făcut cerc în jurul lui Răuță. Să profităm de această întrerupere de joc și să vă reamintim că ieri pe stadionul municipal în cadrul etapei a 5-a, Liga 3-a la fotbal, mă scuzați, Mușcelul Câmpul Lung a ținut piept cu succes echipei Concordia Chiajna. De altfel, la acest joc asistă și principalul echipei mușcelene, Alexandru Popovici. Așa cum spuneam, am asistat la un meci extrem de frumos și plăcut ochiului, cu 4 goluri, răsturnări de situații. Așa cum vă spuneam, mușcelene au ținut piept cu brio echipei din Chiajna. Să revenim la joc. Romanescu îl deschide pe partea stângă pe Tănase. Șutul acestuia în cross este respins în ultimul moment de Grigorescu. Și din nou lovitură de la colț pentru oaspeți. Brătulescu se pregătește să execute această lovitură liberă. O face înalt în care Grigorescu îi trece mingea printre mâini. În încercarea de a respinge această minge, golkeeperul din Valea Mare ezită. Schimbare la gazde, a ieșit jucătorul accidentat. Răuță și intră jucătorul cu numărul 18, Alexandru Iacob. Repun gazele de la margine prin Velea. Dumitrașcu. Iacob. Coman. Deschidere pe partea dreaptă. La Manole, însă mingea ajunge cu noroc la Cotescu. Lovitură liberă pentru gazde. Ovejdanie. Nu știu dacă a fost offside, dar trebuie să dăm crezare asistentului de pe partea dreaptă, Elena Richițeanu, care a ridicat prompt fanionul la jucătorul Coman, care se afla în afara jocului. Au repus repede oaspeții. Ciortescu a încercat cu capul să-l găsească cu această minge pe capitanul Tănase, însă mingea a fost trimisă cu putere și a ieșit în afara terenului de joc. Au repus gazele de la margine, Velea.
Dumitrașcu, din nou Velea, greșește mingea, ajunge la oaspeți. Brătulescu a încercat un călcâi acolo, însă Budur a reușit să respingă Coman, a plecat într-o incursiune foarte frumoasă și a fost oprit prin fault. Brătulescu a văzut cartonașul galben. Foarte frumoasă incursiunea lui Coman. Ne aduce aminte de vremurile bune când Coman juca pentru echipa Aro Câmpulung și o făcea spre încântarea publicului spectator. Au respins de acolo oaspeții. Ciortescu, foarte frumos control al balonului, deschidere pe partea stângă la Tănase și șut din prima lui Ștefănescu, însă mingea a trecut mult pe lângă poarta lui Grigorescu. Velea, Coman. Din nou Velea îi fură mingea Brătulescu. Se bate acolo Veșdanie Iulian. Mingea șutată de Cotescu lovește pe celălalt Veșdanie Florin și iese în afara terenului de joc. Au repus oaspeții de la margine. Brătulescu deschide pe stânga pe Tănase. Capitanul echipei oaspete n-a putut însă să treacă de Cotescu și posesie pentru echipa din Valea Mare. Manule încercat o pasă printre puternicul atacant Coman, n-a reușit să intre în posesie acestei mingi. Manole a încercat o pasă peste spre nemulțumirea lui Oveșdanie Florin. Minutul 40 al întâlnirii de la Valea Mare dintre echipa locală ASE Valea Mare Pravă și ASE Godeni. În continuare, scorul este de 0-2. Cotescu 1-2 cu Manole. Mingea revine la Manole. Se ridică fanionul. Alexandru Iacob. Surprins în afara jocului. Și asistenta Elena Rechițeanu prompt a ridicat fanionul spre nemulțumirea spectatorilor de pe margine. Coman. O minge fără adresă ajunge în brațele portarului Gabriel Popa. Brătulescu. Bărboi. Îi fură mingea Oveșdanie Iulian. Manole trecut peste minge. Cu un ultim efort a respins de acolo Mitrea. Ciortescu bate Manole pentru această minge cu scăpat Florin Oveșdanie. A mai încercat un dribling în fața lui Savu, însă
masivul apărător i-a furat mingea. Tot o veșdanie a întârziat și a șutat cu piciorul stâng mult pe lângă poarta celor din Godeni. Velea scoate în stânga la Coman. Urmărit îndeaproape de Bărboi. Și faza se stinge. Posesie pentru Oaspeți. Velea la un pas să îi fure mingea lui Mitrea. Cotescu. Manole scoate în centru la Iacov Alexandru. Șut foarte frumos a lui Ovejdanie Florin. Se arată două minute de prelungire acestei prime reprize, asta și datorită accidentării de mai devreme a lui Răuță. Se pregătește să execute această lovitură de colț Cotescu. Pe jos Coman din întoarcerea, șut, însă au respins fundașii Oaspeți. Ciortescu, Ștefănescu, minge prea lungă și Grigorescu reține. Coman încerca cu această minge să-l găsească pe Manole. Ovidiu Puiu s-a repliat cu odată cu jucătorul echipei gazde și a reușit să respingă fault în atac, consideră centralul Dolerescu la Ovejdanie. Ștefănescu. Lasă mingea lui Ovidiu Puiu. Și centralul Ovidiu Dobrescu fluieră terminarea primei reprize. Așadar, după 45 de minute aici la Valea Mare, Valea Mare, Pravăz, ASE Godeni, 0-2.